Aurul Brad a fost norocoasă în ceea ce privește traseul său către Liga a treia de fotbal. Campioana județului Hunedoara a scăpat de primul tur al barajului, iar în manșa a doua o va întâlni în jocuri tur-retur pe Fortuna Becicherecu Mic, adică echipa timișoreană din Liga a treia. Bănățenii au obținut un singur punct în campionatul recent încheiat din 18 meciuri, iar Cristian Petrean, președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, vede pe Aurul Brad ca favorită la promovarea în Liga a treia. Se pare că ne-a favorizat sorția atât la prima tragere pentru faza 1, când nu au fost extrași dintre cele 6 echipe care au disputat jocuri de baraj, iar la faza a doua cred că este adversarul care ne-a fi dorit cu toții. Acum, orice joc, știți cum are istoricul lui, un joc care cu miză se desfășoară diferit față de un joc de campionat. Dar încrederea mea este că, și sunt convins că în sezonul viitor al Ligii a treia vom avea 4 echipe participante, inclusiv Aurul Brad. Cei de la Aurul Brad își cunosc adversarul și vor trata dubla manșă de promovare în Liga a treia cu maximă seriozitate. Ne așteaptă o dublă manșă foarte grea. Echipa din Becicherec trebuie tratată cu maximă seriozitate, chiar dacă rezultatele lor de anul trecut din divizia C nu au fost dintre cele mai bune. În mare parte, echipa este formată din juniori, din ceea ce știm noi. Au acumulat o experiență după acest an, dar am încredere foarte mare în echipa mea. Și cu ambiție, cu dăruire, ne putem atinge obiectivul pe care ne dorim cu toți. Viorel Miclean, antrenor secund și jucător la Aurul Brad, este convins că mai tinerii săi colegi de echipă vor face totul pentru ca formația zărândeană, care are prezențe și pe prima scenă a fotbalului intern, să promoveze în Liga a treia. Cu toții ne dorim această promovare. Am muncit acest an cu toate greutățile care au fost, am reușit să câștigăm campionatul. Ce să le transmit? Să fie serios cum a fost până acum și aceste două meciuri suntem totul pe teren. Din păcate, deși s-au anunțat diferite măsuri de relaxare, încă nu se știe dacă la meciul dintre Aurul Brad și Fortuna Becicherecu Mic vor putea asista și spectatori. O decizie în acest sens urmând a veni cel mai probabil în cursul zilei de sâmbătă. Ziua de 13 a fost o zi cu noroc pentru fotbalul hunedorean prin tragerea la sorți și pentru fotbalul la nivel național pentru spectatori, fiindcă cu toții am văzut măsurile care se vor relaxa din data de 15, așteptăm, bineînțeles, ordinul comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Tineretului și Sportului și, bineînțeles, să fie inclus într-un protocol al Federației Române de Fotbal. În situația în care toate acestea vor veni până la ora jocului, da, în 16 vom avea spectatori 25% din capacitatea stadionului pe teren, dar încă nu se știe. Așteptăm să vedem și noi, vom fi tot timpul cu conectați să primim acel protocol în cazul în care va fi elaborat și vom vedea. Meciul tur dintre Aurul Brad și Fortuna Becicherecu Mic se va disputa duminică, 16 mai, de la ora 18, pe terenul echipei hunedorene. Jocul retur al barajului de promovare în Liga 3-a de fotbal se va juca în 23 mai, în Timiș, ora de începere a partidei fiind 17:30.